Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei cu un invitat în premieră la Europa FM, președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu. Bună seara, domnule președinte, bine ați venit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Am înțeles că-s primul președinte al PSD, da, de asta am și spus în premieră. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, cei care ne urmăriți, la numărul de telefon 0372069599. Domnule președinte Ciolacu, suntem în mama crizelor, mama și tata crizelor, cum spunea un coleg al meu mai devreme. Președintele spune că este în căutarea unei soluții, a unei majorități pentru un guvern. Vă cheamă luni la consultări, vă duceți luni la consultări? Nu este luată încă decizia în interiorul partidului. Din punctul meu de vedere, cred că corect ar fi să mergem la consultări. Acum vom vedea și decizia colegilor. Vă deranjează? Noi o să facem un Consiliu Politic Național și vom lua această decizie. Vă deranjează faptul că ați fost invitați ca al doilea partid, deși sunteți primul partid din Parlament? Mă deranjează că nu depășim aroganțele, nu depășim cinismul. Nu realizăm în ce situație este în acest moment România și continuăm chiar la cel mai înalt nivel, la nivelul președintelui României, indiferent cum îl cheamă pe el, totuși reprezintă instituția prezidențială, să depășim aceste mici încercări de intimidare sau să venim cu lucruri deja cumva gândite. Adică invităm PSD-ul, cu toate că e cel mai mare partid și a câștigat alegerile, al doilea partid la consultări, poate așa ei nu vin. Ca să am un motiv să spun, uite, Partidul Social Democrat nu este responsabil și în ce situație este țara. Marea problemă este că țara este în această situație, cum spunea domnul Iohannis, un stat eșuat. Dar ce a uitat să spună domnul Iohannis este faptul că el este șeful statului. Iar al doilea om în statul român este primul ministru, unde este domnul Câțu, care e tot de la PNL. Și al treilea om în statul român este domnul Orman, care este președinte tot de la PNL și e și președintele Camerei. Deci au avut toată puterea timp de 8 luni de zile și rezultatele vedem acum. Cred că ar trebui să nu mai căutăm vinovați, să devenim mai responsabili, mai puțin aroganți și să încercăm să găsim o soluție normală. Ați început să căutați dumneavoastră o soluție în sensul în care ați început discuții politice pentru încercarea de a găsi o majoritate pentru o soluție de guvernare a țării? Sunteți principalul partid al moțiunii și al Parlamentului. Acest lucru trebuia să-l facem constituțional după alegeri. În momentul în care un partid a câștigat alegerile, normal era, în spiritul Constituției, să dai dreptul acelui partid și să desemnezi de la el primul ministru, să-i dai ocazia să-și creioneze o majoritate. Mai mult, pentru prima oară, Partidul Social Democrat n-a venit cu propunerea ca președintele partidului să fie și prim-ministru. Am căutat un om adaptat cerințelor din acea vreme, care sunt actuale și acum, domnul profesorul Rafila. Bun, asta s-a întâmplat și în decembrie. Dar s-a acum refuzat acest drept. În acest moment, părerea noastră este că acest rău s-a creat. E foarte greu să mai găsești valori comune după aceste 8 luni de zile. Sau principii pe care să le respectăm. Aici ar fi trebuit să fie rolul președintelui. Nu aroganțe că chemăm PSD-ul în locul 2 și chemăm întâi PNL-ul. Să găsim ce ar putea să unească clasa politică în această perioadă, ce reforme, și să începem să vorbim nu numai la televizor de reforme, și care sunt prioritățile. Aș fi schimbat în locul președintelui agenda de discuții. Dacă încercăm în continuare cu această forțare, lucrurile nu se vor rezolva. Bun,
să zicem că președintele își admite eroarea din decembrie și face ceea ce trebuia să facă, eroarea așa, în opinia dumneavoastră, și face ceea ce trebuia să facă atunci. Adică vă invită, ca principal partid al opoziției, să formați, să încercați să formați guvernul. Le refuzați? Cum? Nu ne permitem un guvern minoritar. Indiferent dacă este PSD, dacă este USR sau PNL. În acest moment, la 4 crize majore prin care trece România, este nevoie de o stabilitate politică. Una cât mai stabilă. Și nu cred că o aventură, chiar din partea PNL-ului, de a avea un guvern minoritar, și văd că continuă într-o... Depășește aroganța președintului să vii cu propunere tot cu domnul Câțu după ce a fost... a căzut guvernul cu 281 de voturi în Parlament. Nu poți să vii cu un guvern minoritar. Este evident că trebuie o discuție politică. Nu avem valori comune cu cei de la USR. Dar de ce n-ați putea face cu PNL, de exemplu, o... Am înțeles, cu USR nu, dar cu cei de la PNL, de ce n-ați putea face o majoritate pe stil german, unde colegii dumneavoastră de ideologie au câștigat alegerile? Și eu și dumneavoastră știm cum s-a creionat acea mare coaliție, care a funcționat 17 ani. Și chiar mă uitam, ministrul transporturilor în Germania a fost același timp de 17 ani. Asta înseamnă stabilitate și proiecte transpartinice. Și în acel moment, cele două partide au întrebat până la baza partidului dacă vor creiona această majoritate stabilă între cele două partide. Repet, s-a pierdut acel punct. Ce s-a pierdut eu atât de pot, important eu nu pot în 8 cer, luni? Eu nu pot să cer colegilor mei să intre acum într-un guvern cu domnul Câțu, cu doamna Turcan, da, poate sau fără cu domnul Câțu, Orăș. Poate fără domnul Orăș. Nu există. Mai avem o mare problemă. Eu nu pot să le răspund pe neniștilor la telefon. În momentul în care le răspund la telefon, ei încalcă statutul, fiindcă au o decizie că ei nu negociază cu PSD-ul. Și atunci, doamne ferește... Mai am și o prieten prin PNL, decât să-i excludă din partid. Acum ce fac? Le răspund, le fac rău oamenilor cu mâna mea? Da, cum nu negociază? Că există un zvon că doamna Gorghiu și domnul Dâncu ar fi plecat împreună în Republica Moldova să negociez. În Republica Moldova și eu am fost invitat și domnul Iohannis a fost invitat. Și foarte mulți parlamentari. Sunt 100 de ani, teatru românesc, deci e un eveniment cultural. Există zvonuri și... ne stau în firea noastră, a românilor, să avem astfel N-ați de... N-ați negociat în niciun fel PSD cu PNL în această perioadă? S-ar fi văzut aceste negocieri. Da, de ce în, moment ce, în moment ce depui în PSD-ul a depus o moțiune de cenzură și a și trecut, a și fost votată... După. Cu toată... Ce anume să negociem? Banii pentru primari? S-a terminat și acest mit astăzi. Păi ce spune domnul Câțu? Domnul Câțu și echipa câștigătoare spun în partid și tuturor și în presă celor care vor să-i asculte, sigur, pe surse, că vor avea un guvern minoritar Câțu susținut de PSD din Parlament. Nu noi spunem asta. Echipa câștigătoare spune asta. Eu vă spun, chiar dacă mi-aș dori eu să fac acest lucru, dar nu l-aș face colegii mei, dar ar fi și o tâmpenie pentru România, pentru ce ne dorim toți. Am văzut cât de eficient a fost guvernul Câțu. Și am văzut unde ne aflăm în acest moment, atât pandemii, cât și economii. Ca să nu vorbesc de criza socială. Dar un alt guvern PNL minoritar? Un guvern Ciucă, este de exemplu? Este exclus ca Partidul Social Democrat în acest moment să vină cu alternativă pentru România într-un guvern minoritar. Ar fi o greșeală pentru România să accepte în acest moment un guvern minoritar. De aceea am și venit și am și spus că cel mai bine este să ne întoarcem la popor și să avem alegeri anticipate. Am fi ultimul stat din Uniunea Europeană care are acest exercițiu democratic, respectiv alegerile anticipate. Vorbim imediat despre anticipate, însă dumneavoastră spuneți că este... nu sunteți de acord ca PSD să încerce să formeze guvernul. Doamna Firea este de altă părere. Doamna Firea a declarat într-o emisiune televizată că... Nu că... este de acord PSD-ul să încerce creionarea unui guvern. Sau că PSD-ul refuză guvernarea. Sau
PSD-ul este la fel de cinic să nu se implice când starea țării și a românilor e în situația adusă de către peneliști. Eu am spus că în acest moment nu vedem cum putem crea o majoritate ca să reluăm guvernarea. Asta înseamnă că ați acceptat să luați mandatul de premier și să încercați să creați o majoritate? Nu vedem cum mai putem să creăm o majoritate. Nu vedem... Repet, eu nu pot să vorbesc cu cei de la PNL să avem o discuție de majorități, deoarece dânșii au o decizie statutară că nu negociază cu PSD-ul. Doamna Firea spune că nu este exclus ca PSD să avanseze o propunere de premier dacă președintele vă lasă să găsiți o majoritate parlamentară. Colega noastră, doamna Firea, a spus asta într-o emisiune la Antena 3. Suntem un partid viu și liber să avem opinii. În schimb, ce am reușit, cu toții respectăm deciziile. Și decizia dumneavoastră până la urmă, dacă, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă președintele spune, domnule Ciolacu, vă încredințez mandatul de a forma un guvern, nu să ce-i răspundeți? Nu sau președinte, da? În acest moment, Partidul Social Democrat nu are o majoritate. Nu are rost să-mi încredințați chiar teatral acest mandat, pentru că nu există o majoritate. Trebuie să intrăm. Guvernele le îndepărteze ori democratic, ori prin revoluție. Intrăm într-o logică democratică și respectăm regulile democrației și intrăm în rândul statelor cu o democrație consolidată sau continuăm să facem această politică dâmbovițeană și amânăm intratul între statele cu o democrație consolidată. Dar de ce credeți că lumea nu vă crede? Eu știu, n-ați prididit să infirmați că ați susține un guvern minoritar Cățu. Ați spus-o pe diferite tonuri la un moment dat, ați avut chiar un fel de răbufnire întrebând reporterii cum să vă mai spun că nu. Și totuși lumea nu crede pentru că își aduce aminte că l-ați votat guvernul Orban 2 minoritar după ce ați picat guvernul Orban prin moțiune de cenzură, guvernul Orban 1. De ce credeți că oamenii nu vă cred? Pentru că momentul respectiv a fost un moment în care am arătat responsabilitatea Partidului Social Democrat și am cedat puterea, lucru care nu se face în politică, dar înțelegând nevoia și simțind pericolul care vine prin această pandemie. Și acum e pericolul mare. Domnul președinte Iohannis spunea că avem de a face cu o simplă răceală. S-a dovedit că nu este așa. Acum avem o mare problemă. Acest guvern s-a dovedit ineficient să gestioneze problemele României. Nu avem mortalitate excesivă de 6.000 de români pe lună. Eu cred că în primele trei la nivel mondial. Îmi spunea domnul Rafila, că Marcele gândește în ritmul ăsta, dacă înmulțim 12 luni, un oraș precum municipiul Buzău dispare. Deci lucrurile sunt grave. În acest moment, în niciun spital nu există niciun medicament pentru bolnavii de COVID. Este inacceptabil, doamnă. Cu atât mai mult nu trebuie să avem un guvern? Se știa, și las guvernul care a adus România în această situație să continue? Nu, preluați dumneavoastră. Cum necum, minoritar, vă străduiți? Nu există. Nu există să poți depăși o asemenea criză cu un guvern minoritar. Ce faceți dacă e nevoie? Este o greșeală și mai mare decât greșeala pe care a făcut-o până acum Klaus Iohannis. Ce faceți dacă e nevoie de o ordonanță de urgență mâine? Nu e nicio problemă. Există Parlamentul României. De exemplu, avem proiectul de lege cu plafonarea prețurilor. Îl avem depus la Parlament de 2 săptămâni. Am început discuțiile cu celelalte partide politice. Așa e politic. De 2 săptămâni, domnul Câțu nu ne-a trimis avizul de la guvern. Pentru fiecare inițiativă legislativă se așteaptă avizul de la guvern o perioadă de timp. Vorbiți de plafonarea prețurilor pentru energie. Pentru energie. Astăzi sau ieri a ieșit domnul Câțu că el e de acord cu plafonarea, dar trebuie să revină el la guvernare ca să dea o ordonanță. În anunț oficial. Legea cu plafonarea prețurilor la energie va trece prin Parlament săptămâna viitoare. Și la noi și pe domnul Iohannis să fie pregătit să o promulge. Când ai un guvern blocat, Parlamentul preia urgențele și ale executivului. Și nu este nicio problemă.
parlamentarii Partidului Social Democrat, care este cel mai mare grup din Parlament, este disponibil 24 din 24 de ore președinților celor două camere să facă astfel încât România să nu fie blocată. Într-un fel, PSD-ul preia guvernarea prin Parlament. Nu, nu avem majoritate. PSD-ul nu, în acest moment nu. Inițiativa atunci. Se mută executivul în Parlament și unde, în comparație cu guvernul, unde toate negocierile erau ascunse, și vă dau un singur exemplu, PNRR-ul, toate negocierile sunt transparente și românii înțeleg ce se întâmplă și care este decizia și de ce s-a luat acea decizie. Vă reamintesc că au ajuns la putere pe sloganuri de depolitizare, de transparență și uitați ce avem de 8 luni de zile. Indiferent dacă mă refer la PNL sau la USR. 0372069599 pentru cine vrea să exprime opinii, dar mai ales să-i pună întrebări domnului președinte Marcel Ciolacu. Ce vor spune primarii dumneavoastră dacă vor auzi că domnul Iohannis a vrut să vă dea guvernarea și dumneavoastră a spus nu, că nu avem majoritate? Cred că primarii Partidului Social Democrat sunt la fel de maturi și înțelepți cum este și partidul. Cu adevărat s-a întâmplat o lucruri mici. Și de asta eu nu cred că ne vom vindeca foarte repede și văd că aceste lucruri sunt girate și de către președinte. Ieri s-a dat o ordonanță de urgență și s-au împărțit niște sume de bani din... Nu ordonanță, că nu putem... Un HG din fondul de rezervă al primului ministru s-au împărțit discreționar numai către administrațiile Partidului Național Liberal și UDMR. Este inacceptabil așa ceva. Cum vrei tu să pedepsești un primar PSD uitând că de fapt pedepsești locuitorii acelei localități? Astfel de lucruri s-au mai întâmplat o singură dată în România în timpul guvernărilor PDL. Este același fel de a face politică. Dacă ne uităm cine a fost în spatele domnului Câțu la Congres și vedem acea fotografie, veți vedea că aceiași oameni care au condus PDL-ul, era domnul Boc prim-ministru, acum au fost aceiași oameni în spatele domnului Câțu. Și ne reîntoarcem la astfel de lucruri. Este inacceptabil așa ceva. Și de aceea am și depus plângere penală și atac în contencios pe acest HG. Deci, cu ce soluție vă duceți dumneavoastră, dacă înțeleg că opțiunea dumneavoastră personală este să mergeți la consultări luni, veți vedea care va fi și decizia partidului, în principiu presupun că nu vă va contrazice partidul, dar dacă veți merge, cu ce veți merge avem, ca soluție? Avem o decizie foarte clară că dorim alegeri anticipate, și până la alegerile anticipate să vină un guvern de specialiști. Aici e o contradicție în termeni, pentru că dacă puneți un guvern de specialiști, vom vorbi ce fel de guvern de specialiști, dacă puneți un guvern de specialiști, înseamnă că ați întrerupt, de fapt, procedura de anticipate niciodată, și trebuie să o reluați niciodată când n-au fost, o fi. Niciodată n-au fost, scuzați-mă că vă întrerup. Vă rog. Niciodată n-au fost alegeri anticipate în România. Și atunci, creăm o procedură pentru ajungere la alegerile anticipate. Eu nu am spus că vom sta să dăm jos două guverne, pentru că nu avem timp de astfel de jocuri. Convenim, dacă se creează o majoritate care își dorește să ajungem la anticipate, convenim un calendar și un guvern de specialiști. Se intră cu acest guvern de specialiști în Parlamentul României. Normal că președintele desemnează respectivul primar, dar președintele trebuie să ia act. Fiindcă așa se joacă în democrație. De această majoritate și se aprobă un plan pentru următoarele luni până când se fac alegerile anticipate. Când primul ministru desemnat
și investit, își va da demisia și vor intra în procedurile constituționale. Domnule președinte Ciolacu, o înțelegere interparlamentară nu poate bate Constituția și dacă vreunul din... va exista sigur un grup nemulțumit de anticipate, cred că suntem de acord. De data asta va fi PNL-ul cu siguranță dezavantajat, dar și toți cei care nu vor mai prinde mandat. Pentru că sunt în diferite situații, care doamna Șoșoacă, de exemplu, sau presupun domnul Tudorache la dumneavoastră, care, având dosar penal, nu mai poate să intre pe liste, pe viitoarele liste. Ce facem dacă ei atacă la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională constată că nu a fost respectată procedura constituțională pentru anticipate? Nu, dar nu, eu nu am exclus procedura constituțională. Trebuie să cadă două guverne în 60 de zile? Lucrul acesta se face convenit printr-un calendar, respectând Constituția. Dar nu trebuie să prelungești criza politică în acest moment ca să intri în procedură. Bun, deci în martie investim, guvernul... Investim un guvern, așa. Acel guvern intră într-un calendar și-l asumă calendarul convenit de către o majoritate, se ajunge în luna februarie-martie, își depune demisia, cad cele două propuneri de guvern, fiindcă există o majoritate și presupun că ne respectăm semnăturile și intrăm la alegeri. Deci, dacă mai mult facem un calendar strâns, astfel încât lumea să nu se mai prelungească această criză. Dumneavoastră sunteți convins că în Parlamentul României există o majoritate care să joace cu mandatul pe masă? Eu sunt ferm convins după un an de... Eu sunt ferm convins că România după 30 de ani trebuie să intre în rândul democrațiilor consolidate europene. Trebuie să rupem odată și trebuie să existe și în politică, indiferent din ce partii faci parte, un gentleman agreement care trebuie respectat. Eu nu cred în stilul de politică de a fura parlamentar de la un partid la altul, că am încercat acum domnul Câțu, astea sunt metode... Ce a încercat? Să ia de la noi mai puțin. De la aceste metode... sunt niște metode depășite. Dacă vrem să înaintăm, dacă vrem să batem pasul pe loc și să avem astfel de crize cum sunt în criza pandemică, să știți că este peste tot în lume și în Europa mai ales. Dar eu n-am auzit în Europa de o criză socială. Criza socială accentuată este în România, deoarece am avut un guvern incompetent. Suntem în ultimul stat, la vaccinare, nu? Nu se poate așa ceva. Suntem ultimul stat la vaccinare, dar acum v-aș întreba și eu, dumneavoastră care sunteți partidul PSD, cu partidul cel cu cele mai puternice structuri teritoriale, fără îndoială, și cu cel mai puternic know-how de mobilizare a acestor structuri teritoriale, a fost forța PSD întotdeauna, v-ați implicat cu primarii, la nivelul primarilor dumneavoastră, să îi determinați să accelereze vaccinarea? Iar trebuie să-l invoc pe domnul Rafila. Nu există întâlnire cu structurile pensionarilor. Am avut acum o săptămână, era Ziua Mondială a Pensionarilor. Primul lucru pe care l-am spus, și am invocat pe domnul Rafila, oameni buni, haideți, primul drept este dreptul la viață. Haideți să avem acest drept la viață și să-l oferim și celor din jur. Mergeți la vaccinare, fiindcă lucrurile scapă de sub control. Înseamnă că nu v-au ascultat? Nu, sunt foarte mulți oameni. Guvernul a greșit în altă parte. Guvernul, și uitați-vă la consecințele deciziilor pe care le-a luat ieri domnul Câțu, să împartă discreționar bani. Dacă tu nu înțelegi, prim-ministru sau președintele statului, că dacă nu faci un parteneriat corect cu administrațiile locale, nu vei reuși niciodată să implementezi o reformă majoră sau un plan de vaccinare. Ei au mutat toate cheltuielile la administrațiile locale, indiferent de culoare politică. Toate acele centre de vaccinare, să știți că sunt făcute de către primari, nu de către statul român. Statul român trebuia să plătească medici și au uitat vreo 3 luni să-i plătească. Dacă tu nu ai creionat de la început un parteneriat cu administrațiile, nu poți să te mai impui. Acei oameni au așteptat să fie parteneri cu primul ministru, cu statul român, fiindcă sunt aleși locali, administrație locală și administrație centrală. Dacă tu nu ai făcut acest lucru,
E prea târziu acum. E adevărat. Trebuie o resetare, o repunere pe principii. Ce face domnul Arafat? Să știți că face ce știe. El vine de la ISU. El intervine când nu mai este loc, când este o urgență. Nu există prevenire. Nu poți să... Toată lumea știa că va veni valul 4. Valul 4 e mai nimicitor pentru România decât primul val. Sau valul 2. Da, domnule Marcel Ciolacu, dar primarii noastre n-au spus, uite, dacă ne spune domnul președinte Ciolacu, noi trebuie să ne implicăm și trebuie să facem. Nu, am avut discuțiile astea. Și atât, rezultatul e foarte modest. Nu e suficient. Nu e suficient. Eu mă gândeam că e suficientă autoritatea dumneavoastră. Eu am mers, m-am vaccinat și eu și familia mea. N-am fost dintre cei care am expus, domne, se întâmplă, ne introduc chipuri la vaccin și alte prostii. Repet, au toată puterea în statul român. Ce au făcut? Cum poți să fii atât de arogant cu toată lumea? Cum poți să împarți bani și să condamni alți 70% dintre români, să-i condamni în funcție de cine te-a votat pe tine la Congres? M-am uitat și eu pe acea listă. Județele care nu au votat cu Câțu n-au primit bani. Vă dați seama cât de mici sunt acești oameni? Cât de mic poți să fii să faci așa ceva când ai o funcție atât de mare? Domnule Ciolacu, vă propun să-l ascultăm pe Adrian, care este alături de noi. Bună seara! Am pierdut? Bună seara! Bună seara, domnule Ciolacu! Bună seara, domnule președinte! Sunt printre cei care au votat PNL și USR, ambele partide în diverse alegeri, și recunosc că nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în acest moment, mai ales că s-au certat și nu cred că s-au încertat în interesul poporului. Totuși, voiam să vă întreb, ca președinte a celui mai mare partid ales la aceste alegeri, cât la sută din alegătorii pe care îi reprezentați, cât la sută dintre ei s-au ales și dacă aveți ceva să vă reproșați, pentru dacă este cumva procentul prea mic. Dacă îmi permiteți, în primul rând, o glumă, să știți că nimeni nu e perfect, nici eu, nici dumneavoastră, iar dacă ați votat cu PNL și USR. Totuși, cred că ați avut motive întemeiate pentru faptul că n-ați votat cu Partidul Social Democrat. Nu e nimeni perfect. N-am înțeles cu alesul. Ce anume? Mă referam la faptul că PSD-ul a luat aproape 30%, a luat în alegerile locale, nu? Corect. În alegerile parlamentare, da, corect. Da. Vreau să vă întreb, dintre cei 30% din populația României care v-au ales, cât la sută dintre ei s-au vaccinat și dacă dumneavoastră, ca președinte a unui partid, cel mai important partid în acest moment, datorită alegerilor, da? Aveți să vă reproșați ceva pentru acest procentaj foarte mic la vaccinare sau altă formă de tratament? Sunt convins că am multe să-mi reproșez. Tot ce a ținut de noi, am făcut. Am fost unul dintre cei care am promovat vaccinarea. Mai mult, până în acest moment există doi experți cu figuri publice proeminente, acceptați atât național cât și internațional. Sunt domnul profesor Rafila și domnul profesor Cercel. De exemplu, la Balș au fost primii anticorpi testați în Europa și singurul spital ales din Europa ca să se testeze acești anticorpi, care și funcționează. Vreau să vă anunț că în acest moment la Balș toate statele europene folosesc acești anticorpi, la Balș nu mai avem acești anticorpi. Pentru că guvernul Câțu nu i-a mai cumpărat. Cât timp au fost gratuiți, i-am folosit, s-a trecut de testare și când au devenit comerciali, guvernul României a hotărât că nu e o prioritate să-i cumpărăm. Și în acest moment nu există. Toți bolnavii care caută o soluție în ultimul moment la ATI, domnul Cercel încearcă să vorbească în alte state europene să primească de acolo acești anticorpi.
iertați-mă, la o asemenea abordare cinică și la o asemenea abordare în care un guvern își face alte priorități decât viața, este foarte greu să-i mai lămurești pe oameni să aibă încredere în cineva. Eu vă, dacă îmi permiteți, v-aș pune și eu o întrebare, să-mi spuneți ce specialiști au ei în spate în acest moment. Fiindcă eu nu am auzit un nume de special. N-ai voie ca prim-ministru să apari într-o conferință de presă, să vorbești de pandemie, fără 2-3 specialiști recunoscuți național și internațional lângă tine. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră că specialiștii ar trebui să fie transpartinici și sunt doar în interesul României și al poporului român, de acord cu dumneavoastră, dar totuși mi se pare că acele alegeri anticipate, în condițiile în care este clar că aveți o poziție superioară, ascendentă în aceste momente grele pentru partidele la guvernare, mi se pare că este clar în avantajul PSD-ului, dar nu se poate ascunde totuși un partid întreg în spatele a doi specialiști. Și cred că sunteți de acord cu mine. Și v-aș pune următoarea întrebare. Spuneți-mi, vă rog, față de ultimul guvern pe care l-ați avut și pe care vi-ați dorit să fie coborât, da? Să fie dat jos pentru că vă era clar rușine cu el. Spuneți-mi ce s-a schimbat de atunci în PSD, vă rog frumos. În primul rând, 75% dintre parlamentarii Partidului Social Democrat. În al doilea rând, suntem singurul partid parlamentar care a luat decizia ca niciun condamnat penal sau niciun om care i-a început urmărirea penală sau a fost trimis în instanță, nu a mai avut dreptul de a candida pe listele Partidului Social Democrat. Este o totală schimbare și de generații și de oameni evident în Partidul Social Democrat și de abordare a problemelor. Specialiștii de obicei îi vedem în spațiu public. Pentru că specialiștii nu poate să meargă pe stradă din casă în casă să explice. Dacă ne facem și nu vedem comunicarea în ceea ce privește vaccinarea, a fost una nu dezastruoasă, rușinoasă. Și au făcut videoclipuri, ei, oamenii politici, cum trebuie să susțină vaccinarea. Până și acel moment de promovare a vaccinării l-au folosit politic. Iertați-mă, dar este rușinos. Ne oprim pentru moment aici. Domnul președinte PSD, Marcel Ciolacu, rămâne alături de noi. După o pauză publicitară, vă rugăm să nu închideți cei care sunteți pe fir. Mai avem de discutat și după aceea cu domnul Marcel Ciolacu. Rămâneți în Piața Victoriei și după ora 19. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara din nou din Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, și continuăm cu ascultătorii noștri. Bună seara, Adrian, te ascultăm. Bună seara. Ce întrebare ai pentru domnul Marcel Ciolacu? Domnul Ciolacu a afirmat mai devreme că județele care nu l-au votat pe domnul Câțu nu au primit bani. Dar înainte, cum era pe vremea când PSD-ul era la putere, Timișoara era tot timpul în opoziție. Atunci nu venea niciun ban în acea zonă. Bună seara! E foarte greu să vă răspund la radio, deoarece nu avem nici măcar telefoanele și să stăm unul lângă altul să ne uităm pe cifre. Vă rog eu frumos, cu tot respectul, nu s-a întâmplat așa ceva în România niciodată. Timișoara a primit fonduri, indiferent dacă PSD-ul a fost la guvernare, și o să pun la dispoziție la Radio Europa FM aceste documente. Credeți-mă pe cuvânt și vă răspund cu tot respectul. Nu a existat niciodată în România așa ceva. Problema nu este că nu s-au dat bani la administrațiile PSD. Problema este că avem un președinte și un prim-ministru care nu înțeleg că unul este președintele tuturor românilor, iar celălalt nu înțelege că este primul ministru al României, nu al PNL-ului și nu a unei coaliții. Așa apărăm statul român, nu altfel. Domnule Marcel Ciolacu, ați comunicat cu președintele Iohannis în vreun fel după moțiunea de cenzură? Nu am avut o astfel de comunicare. Niciun fel de comunicare, nici directă, nici intermediată? Nu. V-a surprins oarecum că în toate declarațiile post-moțiune președintele pare să se războiască în continuare mai mult cu USR și să menajeze în declarații PSD? Ați mai auzit vreun PSD în ultima vreme? Că eu n-am mai auzit. N-am mai auzit de multă vreme. Și nu vă surprinde lucrul acesta? Nu pare un fel de curte așa discretă? Păi și ce facem? Că nici Ardeanul nu l-am vândut, după cum... Nu ați vândut nici Ardealul, așa, dar iată, nu e o curte discretă pentru a vă capta bunăvoința pentru niște voturi de care noi avem nevoie? Noi mai avem timp de curte discretă. Noi suntem la pețit acum? Eu știu. Sau România este în prag de colaps? Suntem la o răscruce, întreaga România e la o răscruce. Suntem în mijlocul unei furtuni, cu patru crize suprapuse, cu un stat fragil, cu o suveranitate pusă sub semnul întrebării, având datorie publică de peste 50% din timp. Și în care dumneavoastră spuneți că nu vreți să vă implicați. Nu înțelegem care ne este situația. Avem timp să, de lucruri mărunte, chemăm PSD-ul pe locul 2, ne facem curte. Și eu am telefon, și președintele are telefon, și prim-ministru are telefon. Prim-ministru nu pot să vorbesc cu dânsul să nu-l excludă din partid, fiindcă nu are voie să negocieze cu PSD-ul. Dar ați purtat negocieri, totuși, în această perioadă, că de la asta și plecasem. Niciun fel de discuții cu nimeni? Nu s-a purtat niciun fel de negocieri. Absolut nimeni. Am luat deciziile noastre intern. Am fost de negocieri când a fost vorba de votul pe moțiune, colegii mei insistând să fie un vot la vedere. Cei de la AUR și-au exprimat că imediat că vor vota la vedere și, pe urmă, și USR Plus au votat la vedere. Nu vă simțiți cumva folosiți și așa puși în vitrină ca o pisică care se sperie într-o operațiune de fezandare a USR-ului care, citesc, să mai lase din pretenții? Că asta așteaptă domnul președinte. Este posibil, dar nu este. Domnul președinte ar trebui să vadă că cea mai stabilă formațiune politică în acest moment este Partidul Social Democrat și să folosească acest lucru. Dar nu ca... Am văzut și USR-ul. Am încercat să folosească PSD-ul ca și șantaj asupra PNL-ului. Acum, dumneavoastră îmi spuneți că PNL-ul folosește PSD-ul ca și șantaj împotriva USR-ului. Nu, domnule, nu am zis de PNL. PNL vrea să-i votați guvernul minoritar. Ea anunț și pe unul și pe altul că și USR-ul
nu a reușit, nu va reuși nici pe noi. Dar cum să folosească, domnul Iohannis? A spus că ar trebui să folosească faptul că sunteți cea mai stabilă formațiune. Cum să folosească lucrul ăsta? Printr-un dialog corect. Care pentru ce? Și instituțional, și pe principii, și pe reforme. A, ați fi dispus să votați reforme? Nu, am fi dispus să avem un plan pentru România. Transpartinic. Fiindcă și un plan care să nu mai țină cont de ciclurile electorale. Știu că există niște urgențe și pentru aceste urgențe am venit cu 10 puncte care trebuie luate imediat ca românii să depășească această iarnă. Dar pe urmă, României trebuie un plan de țară care să nu țină cont nici de PSD, nici de USR, nici de PNL, nici de AUR sau orice alte formațiuni vor veni. Păi și ne întoarcem la ce ziceam. Dacă nu ne intră mințile în cap, ați mai auzit vorbindu-se de spațiu Schengen? Ați mai auzit de aderare la moneda unică? Bulgaria mai are puțin și intră. Iertați-mă, spațiu Schengen cu MCV nu se poate, MCV cu SIJ iarăși nu se poate. Ridicarea MCV-ului, deci suntem într-un cerc vicios, PSD-ul susținând SIJ-ul. Și președintele României a făcut vreun apel la forțele politice, că eu nu mi-aduc aminte. Adică intrând ați fi dispus să votați căderea SIJ-ului? Intrând în prerogativele constituționale să facă acest lucru, știți de cât timp este, doamna Dogiu? Cred că știți mai mult ca sigur. Președintele României, domnul Iohannis, de 7 ani. Și după 7 ani a ieșit la televizor și a spus că statul a ieșuat. Da, nu mi-ați răspuns. Ca să se ridice MCV-ul, trebuie desfințat SIJ-ul. Ați vota? Eu nu am auzit că MCV-ul nu se ridică dacă se desfințează SIJ-ul. Păi, dar este una din condițiile esențiale din MCV. Eu nu cred. Una dintre restanțe. Păi, negru pe alb, nu trebuie să mă credeți. Și ce, ce facem? Cum asigurăm independența magistraților? Indiferent dacă judecători sau procurori. Trebuie să găsim un instrument. De desfințăm SIJ-ul. Comisarul la Veneția spune că nu e nevoie de niciun instrument, domnule Ciolacu. Spune că este suficient să se facă anchetele și nu e nevoie de un statut special pentru corpul magistraților în raport cu cetățenii obișnuiți. Ce facem dacă un om de afaceri este anchetat de același procuror care anchetează și magistratul care îl judecă pe respectivul om de afaceri? Avem grijă, verificăm ca toate să fie corecte. Dacă nu sunt corecte, există instrumente. Cum să nu? Există inspecție judiciară, există alte parchete care anchetează lucrurile acestea? Până acum lucrurile acestea nu au funcționat. Să le facem să funcționeze, nu să introducem mecanisme care sunt condamnate de Uniunea Europeană. Dacă până acum nu au funcționat, nu căutăm soluții ca lucrurile să funcționeze, haideți să nu ne facem totuși... Au existat derapaje. Care contravin... Uitați-vă la clasări sau la achitări pe bandă rulantă. Au existat pe bandă. Au fost și achitări? Să ne ferească Dumnezeu de un stat în care nu sunt achitări? Da, au fost și vieți distruse. Haideți să încercăm, eu încerc să învăț din greșelile foștilor președinței Partidului Social Democrat. Haideți cu toții să încercăm să învățăm din greșelile trecutului. Să nu mai căutăm vinovați, încă vinovații nu contează. Dar să nu mai facem acest lucru. Eu sunt dispus să ne așezăm, să lucrăm pentru un plan de țară și pentru o independență corectă, așa cum este în statele consolidate democratice. Deci ați susține o desfințare a SIJ-ului cu garanții? Cu introducerea unor garanții, cum s-a încercat, de exemplu. Știți și dumneavoastră, știu și eu că marea discuție este dacă SIJ-ul se întoarce la DNA sau merge la parchetul general. SIJ-ul nu a fost la DNA niciodată. Dacă intră la DNA sau intră la parchetul general. Avem un ascultător, Costin. Bună seara, Costin. Bună seara dumneavoastră și bună seara și domnului Mateo Ciolacu. Bună seara. Auziți? Vă ascultăm, da. Am o întrebare și o constatare pentru domnul Mateo Ciolacu. Dacă îmi permiteți, pot să încep cu constatarea. Rog, vă permit orice. Nici nu vă pot întrerupe, să știți. Datorită forței partidului dumneavoastră, a numărului de primari pe care îl aveți, din punctul meu de vedere, dacă v-ați dorit ca să fiți, să creșteți în sondaje și să v-ați dorit să minimizăm și să ajungem ca pandemia să fie nu ce este acum,
ați reușit, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, aveți forța necesară în teritoriu. Și din punctul meu de vedere, cred că ați fi crescut mult în sondaje dacă ați fi arătat, da, că PSD-ul se implică mai mult decât poate și a dovedit-o și președintele Iohannis și premierul Câțu. Deci cred că a fost o carte, din punctul meu de vedere, pandemia pentru noastră și pe care ați tratat-o. Și care e întrebarea, Costin? Și întrebarea este, poate domnul Marcel Ciolacu să ne povestească ce a fost circul ăla, de ce nu s-a votat moțiunea de cenzură a USR-ului? În primul rând, ca să intrăm în logica cu pandemia. În primul rând, ca să te implici, îți trebuie instrumente. Instrumentele le au statul român, respectiv guvernul. Vreau să vă spun că DSP-urile organizează campaniile de vaccinare, nu primarii, indiferent de culoarea lor politică. Eu pot să-i cer mâine unui primar, prin autoritatea mea de președinte al Partidului Social Democrat, să vaccineze tot satul, sau toată comuna, sau tot orașul. Vreau să vă spun că nu am instrumentele să-i cer așa ceva unui primar. DSP-ul, care este subordonat și parte din Guvernul României, administrația centrală, are aceste instrumente. Eu, ce a ținut de mine, am făcut recomandări primarilor să se implice și să-i lămurească pe oameni să se vaccineze. Repet, dacă guvernul ar fi gândit un parteneriat între administrația centrală și locală, am fi fost printre țările fruntașe în Europa. Și în ceea ce privește moțiunea, eu nu pot să accept un text al unei moțiuni care încalcă Constituția României. Nu poți să depui un text al unei moțiuni care se referă la o persoană. În Constituție se spune foarte clar că moțiunea se depune împotriva guvernului în integralitatea sa. Eu la mascarade, dâmbovițene, în care încropim o moțiune pe care o direcționăm către o persoană și ne excludem pe noi fiind la guvernare, nu particip. Dar promisesem că orice moțiune va veni la vot, o voi vota. A venit prima moțiune a Partidului Social Democrat. Domnule Marcel Ciolacu, încă două întrebări despre un subiect care arde. Credeți că se impune în acest moment un lockdown, având în vedere situația sanitară cu mult mai gravă decât atunci când am avut un lockdown? Cred că se impune mai multă maturitate politică. Nu cred că România mai este pregătită pentru un lockdown. În ce sens pregătită? Psihic? Psihic și lumea nu cred că va accepta încă un lockdown. Adică nu va respecta? Chiar ar fi periculos ca să se impună un lockdown și românii să nu accepte acest lockdown. Nu vă supărați pe mine, doamna Dăgeu. Nu eu am făcut congres cu 5.000 de persoane, un fel de inaugurare a valului 4, care a venit după 3 zile. Să nu spuneți că primul ministru sau președintele României n-aveau informații despre ceea ce urmează. Nu sunt eu de vină că am acceptat să ținem concertul la Antold cu 75.000 de oameni și uitați-vă care este rata de infectare la Cluj. De acord cu dumneavoastră... Aceste greșeli românii le văd și niciodată vreun român nu va mai accepta să stea în casă după ce tu ai făcut un congres cu 5.000 de persoane. Încep două mari pelerinaje de toamnă. Mâine începe Sfânta Parascheva. Cât de curând va începe pelerinajul de Sfântul Dumitru la București? Considerați că este în regulă, că este în siguranță ca aceste pelerinaje să aibă loc sau de această dată ar trebui oprite sau restricționate? Anul trecut am participat Știu. La pelerinajul la Sfântul Dumitru și am văzut din partea preoților o foarte bună organizare. Dar nu eram anul trecut la cotele la care suntem acum, pandemice. Sunt ferm convins că au capacitatea să organizeze lucrurile astfel încât să nu răspundească această pandemie. Deci n-ar trebui interzise din punctul dumneavoastră aceste două Este pelerinaje. Dreptul nostru de a crede. Asta fără îndoială aici, nu e vorba de credință, e vorba de mari adunări de oameni. Trebuie să-i lăburim pe oameni că trebuie să respecte regulile. Cât așteptați desemnarea unui premier?
în primul rând, este atributul constituțional al domnului Iohannis. Asta fără îndoială, dar cât așteptați noastră? Cât aveți răbdare să așteptați să se gândească domnul Iohannis? Nu cred că este problema mea personală sau a Partidului Social-Democrat. Adică va veni un moment în care... Nu știu cât mai așteaptă românii. Va veni un moment în care v-ați gândi să cereți președintelui Senatului sau președintelui Camerei să sesizeze un conflict la Curtea Constituțională pentru că președintele nu-și exercită prerogativa de desemnare? Sunt unul dintre oamenii în care cred totuși în limitele bunului simț. Și ar fi ultimul lucru pe care l-ar face domnul Iohannis. Există... Să exagereze prin diverse motive și metode să-l mai țină pe domnul Câțu la Palatul Victoriei. Păi numai ce l-ați acuzat de aroganță pe domnul Iohannis. De ce n-ar face și asta? Bine ar fi... Invit pe domnul Iohannis să meargă cu domnul Câțu fără SPP prin piețele din București sau oriunde doresc din țară. Poate afla adevărul României. Vă mulțumesc că invitatul meu în Piața Victoriei în această seară a fost domnul președinte PSD, Marcel Ciolacu. Mulțumesc mult! Rămâneți alături de Teddy Pun în cel mai mare și mai bun club de seară din această țară. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.